Ca de obicei, vremea rece este principalul factor de risc pentru boli. Cei mai afectați sunt copiii și bătrânii. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență a declarat că secțiile spitalelor sunt tot mai aglomerate, iar cele mai frecvente boli sunt laringitele și enterocolitele. Secțiile de pediatrie sunt foarte aglomerate. Gradul de adresabilitate este extrem de ridicat, deoarece, precum se știe, bătrânii și copiii sunt cei care au de suferit mai mult în perioada aceasta de trecere, în perioada rece. S-au înregistrat foarte multe cazuri de viroză, enterocolite virale, laringite, deci vorbim de un grad de adresabilitate crescut și pentru secția de ORL, sinuzite, datorită timpului rece. În această perioadă, recomandările specialiștilor sunt ca la primele semne de anomalii să se prezinte la medic. Pentru toți cetățenii recomand să se îmbrace corespunzător, pentru părinți vis-a-vis de copiii care intră în colectivitate să fie vaccinați, să fie alimentați corespunzători, îmbrăcați corespunzători. Și la primele semne și simptome de o eventuală boală să se adreseze atât medicilor de familie, cât și policlinicii cu medicii de specialitate. În acest moment sunt înregistrate sute de persoane care sunt internate din cauza virozelor și pneumoniilor. Cadrele medicale ne sfătuiesc să consumăm cât mai multe fructe, dar și să evităm spațiile aglomerate.